Bun ziua, bun găsit, mulțumesc că ne ascultați. Este puțin trecut de ora 13 și 30 de minute. Astăzi vorbim la emisiunea Planeta Verde despre lacul Văcărești. A fost declarat parc natural, urmează desemnarea unui administrator al zonei, iar Asociația Parcul Natural Văcărești vrea să participe la procedura de selecție cu proiectul pe care îl putem sintetiza prin sloganul Natura la ușa ta. Vom dezvolta acest, această temă. Invitat în studio la Planeta Verde este președintele Asociației Florin Stoican. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Mai întâi, ca să plasăm totul în context, când va începe procedura propriu-zisă de selectare a viitorului administrator al Parcului Natural Văcărești? Începerea procedurii este la atitudinea Ministerului Mediului. Teoretic, ar fi putut fi începută din momentul înființării parcului natural ca arie protejată. Uh -huh. Nu știm din ce motive s-a întârziat. Acum sperăm să fie declanșată cât mai repede această procedură, fiindcă întârzierea nu face altceva decât să amâne statutul ăsta incert al ariei protejate și, în, în speță, autoritatea cuiva pe acea zonă. Anul acesta mai e timp să se declanșeze întreaga procedură? De declanșat ar fi timp. Nu cred că va rămâne însă timp pentru finalizarea ei, fiindcă durează 30 de zile, e un termen de depunere a ofertelor de către cei interesați, apoi urmează perioada de analiză de către comisia desemnată, plus perioada de contestații și analiză, soluționarea contestațiilor. Asta ne aruncă în anul următor. Am înțeles. Aș vrea să știu care este viziunea asociației dumneavoastră. Asupra parcului natural Văcărești, v-ați implicat foarte mult în ultimii ani pentru a obține acest statut de arie naturală protejată prin lege. De aceea vă întreb ce vreți să faceți acolo mai exact. Dacă veți câștiga această procedură de selecție? Da, dacă vom câștiga această procedură și când va fi ea. Noi, din 2012, de când s-a publicat primul articol în National Geographic pentru înființarea parcului, am tot spus, într-un fel sau un altul, pe bucățele cam ce ne-am dorit de la această arie naturală protejată. Acum suntem în faza în care putem avea o ofertă cât de cât concretă, ofertă în sensul de a participa la această sesiune pe care Ministerul urmează să o deschidă, și ne dorim, în primul rând, conservarea patrimoniului natural, fiindcă este parc natural, este o arie naturală protejată și obiectivul numărul unu este conservarea speciilor și habitatelor pentru care acesta a fost înființat. Apoi, din punctul nostru de vedere, parcul are un potențial extraordinar de educație ecologică, fiind în mijlocul a 10% din populația țării, și noi ne dorim să facem în această zonă un fel de ambasadă a patrimoniului natural național din România ceva de genul fiecare parc național Delta Dunării și celelalte rezervații importante din România să poată fi reprezentate prin ceva în Parcul Natural Văcărești. Apoi îl vedem ca o atracție turistică de prin ranga Bucureștiului, prin activitățile ecoturistice pe care dorim să le începem și să le derulăm în parc. Dacă tot vorbim despre turism, acolo cum ar trebui să se în clipa de față, zona este accesibilă tuturor? Poate merge oricine acolo? Teoretic, da. Practic, nu există siguranță 100%, fiindcă responsabilitatea conform legii la ora actuală este a Ministerului Mediului, prin apele române care administrează zona. Dar înființarea ariei protejate nu a însemnat prea mult în afară de o hotărâre de guvern, mm -hmm. care la urma urmei rămâne o hârtie simplă până nu e pusă și în practică. Într-adevăr, s-au făcut ceva acțiuni de către minister și autoritățile de la apele române pentru ridicarea unei cantități uriașe de deșeuri de acolo. Există doi oameni care teoretic păzesc această zonă, dar e utopic să spui că nu se mai poate întâmpla nimic datorită lor, fiindcă vorbim de 180 și ceva de hectare. Iar înființarea administrației parcului ar însemna, în primul rând, constituirea unei echipe care se va apuca de treabă pornind cu niște studii, fiindcă, ori dacă vorbim de activități ecoturistice, de educație ecologică, sportive, de orice fel, inclusiv cele de conservare, ele nu pot fi puse în practică până în momentul în care nu există niște studii care să ne rate clar ce trebuie făcut, unde trebuie intervenit în așa fel încât impactul să fie minim și care sunt zonele pretabile spre anumite amenajări deschise publicului într o manieră de conservare. De asta vorbim în primul rând. Deci teoretic nu toată Delta Văcărești ar trebui să fie disponibilă turiștilor. Cu siguranță, se cu, peste cu tot siguranță. Unde vrei tu. Cu siguranță. Va avea o zonare, zonarea este definită și în legislația națională, care este transpunerea legislației internaționale. În primul rând, să vorbim în linii mari, vor fi trei zone funcționale. Va fi zona de protecție, în care nu se face decât cercetare, cu aviz strict din partea administrației și consiliilor științifice care vor superviza activitățile din parc. Va fi apoi o zonă tampon în jurul acestei zone de protecție strictă, care va fi zona cu cea mai valoroasă biodiversitate. Zona tampon va însemna acele zone în care intervențiile umane oricum sunt vizibile, amprenta antropică este evidentă, unde nu se pot face distrugere asupra biodiversității și unde se pot construi anumite. Facilități de vizitare prietenoase cu natura, gen observatoare ornitologice, trasee tematice, pun suspendate peste anumite zone cu stufări și cu mlaștină, în care turiștii pot veni să se apropie de natură, în ideea că impactul lor va fi strict contabilizat. Și va fi probabil stabilit un număr maxim de, sub, de turiști pe care îi va suporta aria protejată ca vizitare și va fi și acea a treia zonă, zonă de dezvoltare care va cuprinde în special zona digului care este betonată și taluzurile acestuia, plus că în interior mai sunt niște zone foste organizări de șantier de la vechiul vechea amenajare a lacului, în care sunt betoane și sunt construcții, de fapt resturi de construcții. Acestea pot fi pretabile pentru amenajări gen uh, pistă de biciclete și zonă de alergare și promenadă pe dig, de exemplu, sau uh, Locuri de joacă și recreere pentru copii în aceste zone care au fost oricum construcții. Dar, repet, toate acestea nu vor fi puse în practică, nu vor începe să fie executate până în momentul în care specialiștii din toate domeniile, în special conservarea naturii, nu vor spune că intervenția în acel moment, în acel loc nu pune în pericol scopul înființării parcului natural, adică protejarea biodiversității. Și e de presupus că vom vedea în parcul natural Văcărești și nu știu, terase, chioșcuri, în cum s-a întâmplat și în alte În niciun caz. Vorbim de parc natural, nu de parc urban așa cum le știm în, de lângă noi, Herăstrău, Cismigiu și celelalte. Parcul natural este arie naturală protejată. Administrarea ei și funcționalitatea este definită clar de o lege a arilor naturale protejate în care e scris în linii mari ce ai voie și ce n-ai voie să faci în anumite zone. Prin planul de management al parcului se vor detalia aceste lucruri permise și interzise în parcul natural. În niciun caz nu vor fi terase, niciun caz nu vor fi parcuri de distracții, alei betonate și alte lucruri de genul ăsta. Mm -hmm. Am înțeles. Credeți că Parcul Natural Văcărești poate sau ar trebui să fie privit și ca o potențială sursă de bani, adică din turism? Din turismul care s-ar putea face acolo, pot ieși bani? E discutabil. Există și. Această dimensiune Te economică? să teo spunem? Teoretic, da, însă nu trebuie să facem din conservarea naturii un scop economic în sine. El poate fi privit ca o sursă de generatoare de profit, dar nu pentru administrația parcului și pentru parc în sine. Dacă privim parcul. Natural, vă cărești ca un obiectiv integrat într-o dezvoltare regională a capitalei, a sectorului 4, a unei regiuni din București? Da, fiindcă el poate aduce venituri pentru activități colaterale. Vorbim aici de transportul celor care vor veni de undeva până la parc, serviciile oferite, tururi ghidate, activitățile educaționale care pot fi desfășurate cu copiii, cu școlile din zona Bucureștiului și nu numai. Toate acestea pot fi văzute și ca o, un generator de profit. Dar nu trebuie privit în sine ca pe o activitate economică. Din punctul meu de vedere, vorbim de patrimoniu natural național. Conservarea lui trebuie să fie obligativitatea statului român, care trebuie să investească în conservare, conștientizând faptul că această conservare va aduce beneficii zonei imediat, din imediată apropiere și nu numai. Ce potențial turistic sau ce, ce capacitate ar avea? Câți turiști ar putea veni acolo anual? Ați făcut e greu de făcut în momentul de față estimare, repet, fiindcă nu avem acele studii care să ne spună care e capacitatea maximă de suport. Putem doar să venim cu exemple, gen un parc similar în Londra, care are câteva sute de mii de vizitatori anual. Dar, repet, diferă total și nu vom ști acest lucru decât în momentul în care vom finaliza studiile. Există și alte exemple similare în, în, în Europa, nu știu, alte parcuri de acest gen? Există. Cu siguranță, diferă între ele, nu putem să zicem că avem unul similar cu Văcăreștiu, dar din punctul acesta de vedere, Bucureștiu și România e la coadă, iarăși, la fel cum e și la conservarea naturii. Deși avem potențial foarte mare, stăm foarte prost la valorificarea și conservarea lui există în Viena, există în Praga, există în Londra, există în America de Sud, în Hong Kong, în foarte multe locuri. Noi ne-am documentat și am încercat prin această documentare să luăm ce este aplicabil pe zona Văcăreștiului și ce ni s-a părut nouă mai bun și mai interesant și încercăm să facem un plan de dezvoltare a parcului integrat în dezvoltarea Bucureștiului în așa fel încât să combinăm conservarea naturii cu apropierea omului de către natură. De asta am și spus: Natura la ușa ta, fiindcă ea a venit singură, noi trebuie doar să-i deschidem ușa. Și vrem ca acest plan de amenajare, care, din punctul nostru de vedere, la ora actuală. Are o adunătură de idei. Vrem să fie pus în practică în urma acestor studii de fundamentare și în urma unor soluții identificate de specialiști, probabil prin, printr-un concurs internațional de amenajare a parcului, din care poate și public să alegem cea mai bună soluție care este aplicabilă parcului Văcărești. Dar unii v-ar putea întreba, domnule Florin Stoican, amintesc sunteți președintele Asociației Parcul Natural Văcărești, unii v-ar putea întreba cum veți putea face pentru a evita ca această zonă să fie subiect de abuzuri. Adică există multe parcuri naturale în România unde se petrec abuzuri de tot da. felul. Într-adevăr, există și nu vrem să ajungem acolo. Din fericire, Parcul Văcărești este o arie naturală protejată. Avem un cadru legislativ în care spune foarte clar cine face, ce face și când face și care sunt forurile și autoritățile responsabile pentru avizare. În practică există niște filtre. Orice propunere, orice proiect care urmează să fie pus în practică în Parcul Văcărești va trece obligatoriu prin filtrul Consiliului Științific. Consiliul Științific al parcului Văcărești va fi uh, avizat de către Academia Română și aprobat prin ordin de ministru de către Ministerul de Resort. Va fi format dintre specialiști, persoane fizice independente care vor trece prin filtru experienței lor fiecare propunere și vor da un aviz pozitiv sau negativ pentru aceste propuneri. Uh -huh. Apoi, pe lângă acest lucru, va exista un Consiliu Consultativ, care, iarăși, conform legii. Cuprinde toată paleta de factori interesați care vor să se implice în administrarea parcului. Și aceste propuneri de proiecte, indiferent de ce natură sunt ele, infrastructură, educație ecologică, cercetare științifică, vor fi supuse uh, consultării în acest forum, care reprezintă, pe de o parte, baza, pe de altă parte. Forumul de consultare publică a tuturor celor interesați. Iar aceste două consilii, zic eu, dacă vor funcționa așa cum trebuie, fiindcă avem cadrul legislativ ca în multe alte domenii în România, lucrurile vor fi ținute sub control fără niciun fel de problemă. Experții există în clipa de față. Să presupunem că mâine sunteți anunțați că ați da. câștigat procedura de, de desemnare a unui administrator pentru lacul Văcărești. Aveți? Avem, avem experți, da. Noi la ora actuală ne bazăm în primul rând oferta noastră pe parteneriatele pe care le avem semnate cu peste 20 și ceva de instituții și am reușit să Atragem în acest consorțiu, să zicem, de parteneri care vor pune umărul la administrarea parcului, universități, Muzeul Antipa, Grădina Botanică, organizații non-guvernamentale gen WWF, Societatea Ornitologică Română și alte instituții de cercetare și... Mm -hmm. Entități, să le zicem, și ale statului și private, care își vor pune împreună competențele și cunoștințele. De asemenea, aceste instituții au și experți și vrem să cooptăm în acest Consiliu Științific, să propunem, de fapt, că nu putem să-i forțăm, să fie cei mai buni specialiști din toate domeniile reprezentative pentru parcul văcărești. Am înțeles. Ca să discutăm puțin și despre speciile de animale din Delta Văcărești, pentru că am văzut foarte multe poze destul de interesante și la o rezoluție foarte bună, inclusiv pe site-ul asociației pe care o reprezentați, cu tot felul de animale la care nu, nu te aștepta să le găsești în mijlocul unui oraș plin de betoane. Ce specii sunt acolo? Și cum da, au ajuns, da. de fapt, acolo? În primul rând, trebuie să menționez faptul că proiectul nostru și-a construit, să zicem, succesul și pe baza imaginilor. Pornind de la articolul din National Geographic ilustrat de Helmut Ignat, și apoi putem contabiliza mii de ore petrecute de fotografii, în special de Helmut Ignat, care s-a documentat și a făcut acele fotografii de acea înaltă calitate. Acele specii e, e greu de spus în totalitate cum au venit. În primul rând, vorbim de păsări. Sunt 98 de specii de păsări identificate până la ora actuală, asta înseamnă aproape o treime din păsările din, la nivel național al României. Uh -huh. Aceste păsări e destul de simplu de presupus cum au venit. Ele zboară, au venit având acolo în văcărești condiții propice de hrănire, de cuibărire și de viețuire. Apoi, dacă trecem la alte grupe de organisme, e mai greu. Într-adevăr, ne e greu să ne imaginăm cum au ajuns vidrele în parcul natural. Probabil au venit pe culoarul dâmboviței și cumva prin rețelele de tuneluri subterane, prin canalizare, au intrat cumva în parc. Vulpile sunt animale care pe cu puțină bună le găsești în centrul Bucureștiului, s-au adaptat vieții, urba, vieții urbane și ajung destul de ușor dintr-o parte în cealaltă. Mai vorbim de amfibieni, de reptile, insecte și toate celelalte. Important e că învăcărești există un ecosistem care se autosustine. Nu trebuie să intervină omul ca să ajute acest habitat să funcționeze. Există toate grupele de organisme pe întreaga piramida lanțului trofic de la bază până la vârf, fiindcă avem și știu că nu numai celelalte specii acvatice, fiindcă avem și păsări răpitoare, nu numai specii obișnuite în zona urbană, și se autosustin. Nu e nevoie ca omul să pompeze apă, să zicem, sau să uh -huh. facă renaturări ca acele specii să trăiască. Ele trăiesc deja în 25 de ani, ele s-au întors singure în acest areal după ce el cu 25 de ani a fost ras cu buldozerul și nu a fost niciun fel de biodiversitate acolo. Ce pagube au făcut din estimările dumneavoastră incendiile produse asta vară? Și au fost destul de multe. Au fost o serie de incendii și Probabil că vor mai fi până când nu se înființează administrația și lucrurile nu se pun la punct din punct de vedere administrativ aduc pagube, clar. Ele distrug și stufărișul și vegetația de pe lângă și speciile de acolo. Din fericire incendiile din primăvară au fost, n-au fost în perioada cea mai sensibilă pentru păsări, în perioada de cuibărire a lor. Și toată vara ne-a ferit, zona a fost ferită de astfel de evenimente. Sperăm ca la primăvară când păsările cele mai multe se vor întoarce din migrație să nu avem incendii care să fie devastatoare. Într-adevăr, nici nu putem în afară de suprafața incendiată, e greu să facem estimări de impact fiindcă, iarăși, noi tot ceea ce facem, toate studiile le facem în mod voluntar, cooptând specialiști din diferite domenii, care, în timpul lor liber, pe lângă proiectele și joburile pe care le au în mod curent, fac și cercetare în parcul văcărești. Uh -huh. Dacă s-ar înființa administrația parcului, acești cercetători ar fi cooptați și, și găsit pentru cooptare mult mai ușor și ar putea contabiliza inclusiv aceste efecte urâte pentru parcul natural. Aceste incendii le priviți ca, nu știu, fiind uh opera unor mâini criminale, simple coincidențe, accidente, cum cum E greu de spus și preferăm să nu ne hazardăm în speculații. Pot fi generate de neglijența celor care vin să pescuiască și aruncă țigări, pot fi, pot fi făcute, pornite de la cei care vin să fac pic, să facă picnic, fiindcă încă mai vin în zonă și aprind focul pentru grătar. Uh -huh. Am găsit inclusiv indivizi care dădeau foc la cabluri ca să recupereze metalul din ele, poate porni și de acolo incendiu și, într-adevăr, poate fi și o mână criminală, dar e treaba autorităților să afle care e și de ce face. Braconaj se face în clipa de față pe uh, în lacul În clipa în de, Delta de față ce-i drept, braconajul a scăzut ca intensitate, dar este în continuare o problemă și o amenințare pentru parc. S-a pescuit multă vreme cu curent, s-a pescuit cu o travă, s-au scos cantități mari de pește din acele bălți S-a făcut braconaj și la păsări, am găsit oameni care puneau capcane să prindă păsări și apoi să le vândă în pet shop-uri uh -huh. și există în continuare. Într-adevăr, în ultima vreme de când s-a înființat parcul prin hotărâre de guvern, s-a și păzit de către angajații apelor române, s-a și făcut un regulament, să zicem, un memorandum între noi și minister, prin care s-a stabilit un regulament minim de comportare în parcul natural, l-am și popularizat, s-a făcut și mai multă vâlfă mediatică pe seama parcului, acum iar e protejată și consecințele pentru cei care braconează sunt mai mari uh -huh. și credem că asta a temperat un pic elanul răufăcătorilor, asta nu înseamnă că i-a oprit definitiv. Apropo, într-un parc natural cum este cel de la Văcărești, se va putea pescui? iarăși rămâne de văzut în urma studiilor. În momentul de față s-au făcut niște studii minime ichtiologice în zonă, am descoperit pe lângă știu că și celelalte specii de apă dulce caracteristice habitatului din România și specii invazive, probabil eliberate de agvariști sau cei care se plictisesc de animalele de companie din acvarii și le eliberează într-o baltă. Am găsit specii din zona Amazoniei care n-au ce căuta în România. Interesant. De asta, după ce se vor finaliza aceste studii, probabil că vor fi zone în care se va exclude total pescuitul, dar e posibil ca specialiștii să spună că putem lăsa o anumită baltă pentru pescuit de agrement. Dar asta sunt doar speculații în momentul de față. Au fost multe semne de întrebare legate de terenurile din zona. Au existat și există în continuare multe litigii cu proprietarii de acolo. S-au rezolvat? Din câte știm noi, nu. În primul rând, trebuie să menționez faptul că aceste probleme juridice vis-a-vis -vis de proprietatea terenului sunt separate față de proiectul de înființare a parcului. Nici înființarea parcului și nici darea lui în administrare și mai departe gestionarea lui nu trebuie să fie condiționate de rezolvarea situației juridice. Într-adevăr ea există și ar ușura treaba inclusiv a viitorului administrator dacă statul român și-ar respecta obligațiile față de cetățeni și-ar analiza aceste revendicări și le-ar și soluționa. Mm -hmm. Dar aveți oameni care au acolo terenuri și care vin la dumneavoastră să se plângă? Ați avut și asemenea cazuri? Uh, Cum îi simțiți? Sunt. Am avut în cât s-a putut o relație de comunicare cu acești revendicatori. Există de altfel și proprietari. Există o proprietar din câte știm noi care au primit teren în teritoriul parcului și există mulți alții, am înțeles că 140 și ceva de dosare, în diferite stadii de analiză, față la Comisia Ministerului Mediului. Unii dintre proprietari au înțeles și eu cred că în fiind, acest proiect de demarare a înființării parcului a reușit să aducă pe tapet și în atenția autorităților responsabile inclusiv problema lor, poate a și grăbit-o, nu ne-am dat seama de acest lucru dar sperăm ca aceste lucruri să fie rezolvate, trebuie rezolvate, oamenii au, dacă au drepturi trebuie să și le primească înapoi și statul trebuie să-și respecte angajamentul față de proprietarii privați. Mulțumesc foarte mult pentru prezență! Florin Stoican, președintele Asociației Parcul Natural Văcărește, a fost în studioul RFI. Eu sunt Cosmin Ruscior, vă dau reîntâlnire la emisiunea Planeta Verde lunea viitoare la ora 13.30 de minute. Până atunci, numai bine! Planeta Verde